Cu mulți ani în urmă, a trăit în India un înțelept care se spunea că păzea într-un cufăr încântător un mare secret, care l-a făcut să fie învingător în toate aspectele vieții sale și care, pentru aceasta, se considera cel mai fericit om din lume. Mulți regi invidioși i-au oferit putere și bani și au încercat să-l jefuiască pentru a-i lua cufărul, dar totul a fost în zadar. Și cu cât încercau mai mult, cu atât erau mai nefericiți pentru că invidia nu le dădea pace. Așa au trecut anii și înțeleptul era în fiecare zi mai fericit. Într-o zi a venit la el un copil și i-a spus: "Domnule, la fel ca tine, vreau și eu să fiu foarte fericit. De ce nu mă înveți și pe mine ce trebuie să fac pentru a reuși?" Înțeleptul, văzând simplitatea și puritatea copilului, i-a zis: "Pe tine te voi învăța secretul pentru a fi fericit. Vino cu mine și fii foarte atent." În realitate, sunt două cufere în care păstrez secretul pentru a fi fericit. Și acestea sunt mintea mea și inima mea. Și marele secret nu este altceva decât o serie de pași pe care trebuie să-i faci de-a lungul vieții. Primul pas este să știi că Dumnezeu există în toate lucrurile din viața ta. Și pentru aceasta trebuie să-L iubești și să-i fii recunoscător pentru toate lucrurile pe care le ai și pentru toate lucrurile care ți se întâmplă. Al doilea pas este să te iubești pe tine însuți și în fiecare zi, când te trezești și înainte să dormi, trebuie să spui: "Sunt important, am valoare, sunt în stare, sunt inteligent, sunt iubitor, aștept mult de la mine, nu există obstacol pe care să nu-l pot învinge." Acest pas se cheamă autostimă ridicată. Al treilea pas este să pui în practică tot ceea ce spui că ești și, dacă tu gândești că ești inteligent, acționează inteligent. Dacă tu gândești că ești în stare, fă ceea ce îți propui. Dacă tu gândești că ești iubitor, exprimă-ți iubirea. Dacă gândești că nu există obstacol pe care să nu-l poți învinge, atunci propune-ți scopuri în viață și luptă pentru ele până când le vei obține. Acest pas se cheamă motivare. Al patrulea pas este să nu invidiezi pe nimeni pentru ceea ce are sau pentru ceea ce este. Ei vor obține partea lor, tu o vei dobândi pe a ta. Al cincilea pas este să nu păstrezi în inima ta ranchiuna împotriva nimănui. Acest sentiment nu te va lăsa să fii fericit. Trebuie să-L lași pe Dumnezeu să facă dreptate și tu iartă și uită. Știu că e greu, dar nu e imposibil. Al șaselea pas este să nu iei lucrurile care nu ți aparțin. Amintește-ți că, potrivit legilor nescrise ale naturii, mâine vei pierde ceva de mai mare valoare. Al șaptelea pas este că nu trebuie să faci pe nimeni să sufere. Toate ființele pământului au dreptul să fie respectate și iubite. Al optulea și ultimul pas, trezește-te întotdeauna cu un surâs pe buze și observă împrejurul tău, căutând să descoperi în fiecare lucru partea bună și frumoasă. Ajută-i pe cei care au nevoie, fără să te gândești că nu vei primi nimic în schimb. Când privești pe cineva, descopere calitățile sale. Secretul fericirii se află în fiecare. Caută-l în interiorul tău și îl vei descoperi.